Industria auto traversează o perioadă destul de grea, existând destule societăți din domeniu care își reduc activitatea, inclusiv în județul Hunedoara, unde o firmă de profil a început încă din noiembrie anul trecut disponibilizarea peste 600 de angajați. Un sprijin pentru industria auto poate veni din recuperarea unor componente din deșeurile electronice, care conțin metale rare sau prețioase. Există o penurie de materie primă pentru, vedeți, diverse componente de vârf, gen chipuri pentru automobile. Ați văzut că industria de automobile este în stand-by pentru că nu au acele componente din cauza lipsei materiei prime. Și ca urmare, reciclarea în domeniul acestora a echipamentelor electronice, atât din autovehicule scoase din uz, cât și a echipamentelor electronice casnice pe care le avem toți acasă, este esențială. Există anumiți contactori, anumite componente în aceste aparate pe care vrem să le aruncăm, să ne scăpăm de ele, care se pot recicla și care pot ajuta foarte mult la recuperarea unor materiale, metale rare, care se pot folosi în alte componente noi. De colectarea și recuperarea acestor deșeuri electronice se ocupă firme autorizate, iar activitatea lor este monitorizată de Garda de Mediu. La nivelul județului Hunedoara, acest proces complex se desfășoară în bune condiții, nefiind consemnate încălcări ale legislației din domeniu. Au fost descoperite irregularități la, știu și eu, cei care trebuie să ocupe cu reciclarea acestor metale rare, cel puțin pe raza județului Hunedoara? Nu, deloc. Chiar lucrurile merg cum trebuie, conform legii, și nu am avut niciun fel de probleme cu dânsii. Reciclarea componentelor provenite din deșeurile electronice și transformarea acestora în piese noi aduce și avantajul că pentru acestea nu mai trebuie plătită taxă de timbru verde.